Știm că există extrem de multe sortimente de cafea, dar marea dilemă, chiar și astăzi, este la ibric sau la filtru. Care cafea este cea mai sănătoasă, de fapt? Deși a devenit o obișnuință pentru mulți dintre noi, cafeaua, așa cum o știm astăzi, este învăluită în mici controverse, majoritatea legate de originea boabelor de cafea și a celui care ar fi descoperit-o. Inițial, legenda spune că Etiopia este considerată a fi epicentrul de unde provine cafeaua, dar există și o celebră poveste despre cum cafeaua a fost fondată în Etiopia. Un păstor de capre etiopian în jurul anului 800 dinainte de Hristos. În prezent, mulți specialiști cunoscuți sub numele de baristă sunt împărțiți când vine vorba despre modul în care este bine să prepar cafeaua. Unii spun că este bine să fie boabe, proaspăt prăjite, astfel păstrându-și mai mult aroma. Alții spun că măcinată ar fi și mai bună. În ceea ce privește modul de preparare, aici avem o mare dilemă. Iar băutorii de cafea sunt și ei împărțiți în două tabere când vine vorba de cum facem cea mai bună cafea, la ibric sau la filtru. Așadar, studiile arată că în comparație cu cafeaua preparată prin alte metode, consumul de cafea la filtru este mai sănătos pentru inimă. Motivul este că cafeaua nefiltrată are anumite substanțe care pot crește colesterolul din sânge, care sunt eliminate atunci când cafeaua este consumată în forma sa filtrată. De cealaltă parte, studiile mai precizează un aspect, și anume, cafeaua nefiltrată conține diterpene compuși care pot crește colesterolul, iar cercetătorii spun că o ceașcă de cafea nefiltrată conține de 30 de ori mai multe diterpene decât o ceașcă de cafea filtrată. Însă, pentru a da răspunsul final la întrebarea la ibric sau la filtru, am putea spune că în cele din urmă ține de gustul fiecăruia cum vrea să bea cafeaua. Să nu uităm că unii au renunțat la cafea clasică, fie ea la ibric sau la filtru, și beau cafea decofeinizată, relatează jurnalul național.ro.